și începem dimineața mai voios și mai vesel cu ceva bun pentru stomac la 1,50 lei. Avem aici o supă la plic și un ceai, deci amândouă fac 1,50 lei. Avem acolo păstură, am mâncat și păstură. Aici am clipul, se randează pentru voi săptămâna 5, într-o oră o să fie pe YouTube. Și acum e timpul să mănânc niște păstură și să-mi termin ceaiul. Păstura mă ajută foarte, foarte mult pentru plămâni, să-mi curețe plămânii, pentru că am respirat foarte greu azi noapte. Mi-a fost foarte greu să respir în somn și de asemenea este foarte bună și pentru stomac. L-am terminat, dar nu mai mănânc în viața mea, a fost atât de dulce. Mie nu-mi plac mâncărurile dulce, a avut sos din ăla foarte mult. Chiar nu știu câte calorii are, dar oricum nu o să mai încomand cât de curând. Teriyaki pui de la KFC. Între timp am făcut și un ceai cu miere, cu o linguriță de miere și am adăugat și un fervex. E ora 2 noaptea, fraților, mă pregătesc să mănânc niște pungi de ovăz pentru că trebuie să iau antibiotic. M-am băgat pe antibiotic de astăzi, de la ora 2. Și acum pun apa peste ovăz ca să se facă o budincă. Așteptăm să se umple și apoi pune miere. Și peste o jumătate de oră o să iau antibioticul, a doua pastiluță de antibiotic. Ia uitați cum faci. Și bineînțeles că o să mai iau și o linguriță de păstură, tot așa pentru protecție, pentru stomac. Da, luăm antibiotic și trebuie să ne protejăm, trebuie să mâncăm. Și până se răcește asta, până se umflă ca lumea, am început deja să mănânc miere, fraților. Îmi face atât de bine la gât și nu că asta e foarte, foarte hrănitoare și de aceea îmi face foarte bine, mai ales că o să mă ajute și la stomac, are enzime, are lucruri foarte, foarte bune, mierea pentru stomac. Și înainte de antibiotic este esențial să-l luăm. Aici avem păstură, mi-am făcut și eu cafea. La ora 2 mă pregătesc să iau antibioticele, să iau pastilele, pe care mă duc la sală să vedem ce mai mâncăm astăzi, că nu mai am nicio idee. Vă umple, are fibre, vă ajută cu tranzitul intestinal, este super, super tare ovăzul. Și trebuie să mă obișnuiesc și să mă încurajez singur să mănânc mai mult, pentru că sincer nu-mi place, dar o să-l fac cu miere ca să iasă mult, mult mai bun. Vreau doar să vă arăt scurt, deciul ăsta a ieșit mult mai tare. Ia uitați ce consistență are. Pentru că am pus mai puțină apă, dar nu este nicio problemă. Experimentăm. Am început cu terciurile. E foarte bun și ăsta, chiar dacă e mai gros. Așa că mâncați ovăz, că e foarte, foarte bun. Și bună dimineața, fraților! Începem iarăși cu ovăz, ora 9. N-am dormit deloc, auleu! Am dormit deloc, sunt obosit, era să dau pe lângă. Punem așa vreo 50-40-50 de grame, nu știu cât intră în paharul ăsta ca să nu dea peste. După o noapte albă fără mâncare, ia uitați, fraților, mi-am luat două meniuri ale zilei. Astăzi este marți și vreau să mănânc mai mult. De ce? Pentru că am strâmbit foarte mult. O să vă arăt imediat. Bun, haideți să vă arăt ce am luat de la restaurant Mezaluna din Râmnicu Vâlcea. Meniul zilei, tochitură. Bun, fraților, eu mă bag la masă, o să încep cu asta, pentru că pastele, dacă sărcez, nu mai sunt bune. Și eu cu felul de, deci două feluri de să mănânc. Și mai păstrez unul din ăsta și o ciorbă, și ciorba pentru mai de seară. Faza nașpa e că nu prea am gust din cauza răcirii, din cauza curentului, amigdalite, iar tot ce, toate bolile care le am. Nu am gust și nu prea simt plăcerea să mănânc. Dar, în schimb, trebuie să mănânc pentru că iau antibiotic. E ora 3, deja am depășit cu o oră și trebuie să mănânc repede și să-mi iau antibioticul. Da, pe canalul ăsta o să vedeți exact ceea ce mănânc eu, fraților. Cum arată, nu știu câte grame are, dar vă puteți orienta și voi. De exemplu, vreau să-mi fac diete de steacu. Un meniu zile pe zi. Nu contează ce. Până la urmă, orice vreți voi, dar să fie meniul zilei, să nu fie cantități mai mari. Și completat cu fructe. Miere. Aurea. Completat cu fructe, cu miere. Da, chiar nu am timp să stau să număr caloriile. Deocamdată vreau să mă liniștesc un pic. Trec printr-o perioadă destul de nasoală și trebuie să-mi găsesc un program stabil, o stabilitate, ceva să-mi fie ușor de ținut, de mâncat, convenabil, să-l comand acasă. Și probabil că o să fac niște clipuri și cu mâncat, pentru că poate vă place să vă uitați la mine când mănânc. Acum, după cum vedeți, sunt timid, nu mă arăt. Vreau să filmez mai bine, nu cu telefonul, cum fac acum. Să vedem, că am foarte multe idei în cap de clipuri. Foarte bun. Merge. Mi-e foame, merge. Nu știu, zilele astea au fost așa, cu turnuri, cu scăderi, cu urcări de greutate. Deci uitați-vă la clipuri, frate, să vedeți cum a scăzut, cum a urcat greutatea. E ceva senzațional.
Și merită să vezi cum îți reacționează corpul la anumite alimente și în anumite situații. E foarte bine, eu mă bucur foarte mult că am aceste filmări pe canalul meu de YouTube. Am mâncat foarte mult, ați văzut, am mâncat meniul zilei, am mai mâncat și alte chestii de dimineață și mi-am mai adus maică-mea banane, mai am mere, așa că o să mănânc două mere, două banane, două aerane și două folii din alea de mușchi în seara asta. Bun, eu m-am îngrijorat pentru că în câteva zile am slăbit 3 kg. De fapt, de la 124. În joi am avut 124, ați văzut. Sunt 7 kg de joi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu sunt Otto. Până data viitoare, salut! Ciao! Foarte greu să faci vloguri, să filmezi. Next, felul 2. Pune-mi aici pe pad, pe mouse pad. 88 de sticle de cătină.